Mănăstirea Voroneț din județul Suceava a demarat în luna iulie a anului 2019 proiectul de reabilitare la zidul de protecție al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, monument istoric. Șantierul are avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și se derulează prin implicarea obștii străvechi așezări monahale. Zidul de protecție al Mănăstirii Voroneț se află în plin proces de reconstrucție. La inițiativa stavroforei Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, și prin implicarea stavroforei Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, în vara anului 2019, au fost începute demersurile pentru reconstruirea zidului. În prezent se lucrează la partea de est a zidului de protecție. Cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem în al patrulea an de lucru la zidul de protecție împrejurul Bisericuții Monument a Mănăstirii Voroneț. Am crezut că îl terminăm în anul al treilea, dar iată că n-a fost posibil și mulțumim lui Dumnezeu de atât. În această perioadă am avut parte și de sprijin financiar de la stat. Chiar anul trecut, Secretariatul de Stat pentru Culte ne-a dat o sumă consistentă. De altfel, din acești bani am putut să plătim facturile aferente anului 2022. Nădăjduim ca și anul acesta să primim sprijin. Măicuța noastră stareță avea o vorbă: dacă noi cei de astăzi nu suntem în stare să mobilizăm inimile și mințile celor responsabil cu restaurările monumentelor României, ca din fondurile interne ale statului român să se restaureze Voronețul, care este un simbol al culturii naționale, atunci nu suntem vrednici să stăm în preajma acestui monument. S-ar învârti Măria sa Ștefan cel Mare și Sfânt în mormânt dacă noi am stat să cerșim pe la porțile altor nații. Subiectul este delicat, noi știm că există pe merit, trebuie să primim și alte fonduri din afara țării, dar până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfântului Ștefan cel Mare și mai ales cu o bună chivernisire a donațiilor făcute de oameni, donații însemnând o taxă de vizită, acel 10 lei care se poate da și pe altceva, sau 5 lei pentru cei mai mici, pentru studenți, pentru elevi. Aceasta este, de fapt, implicarea fiecărui om care trece pragul mănăstirii în activitatea necesară să se facă la momentul acesta la un astfel de locaș. Am avea nevoie, ca să terminăm complet anul acesta, și sper să reușim, pentru că muncitorii își fac treaba și ei merg înainte, că mai este un rest de execuție, cam în valoare cu tot ce înseamnă lucrări și manoperă și tot ce trebuie, de 2 milioane de lei. Deci undeva spre 500 de mii de euro. Nu este o sumă uriașă, imposibilă. La urma urmei, este o sumă care poate să fie adunată, probabil nu dintr-o singură sursă.